Imagini apocaliptice surprinse în Rusia după erupția unui vulcan în peninsula Kamchatka, norul de cenușă s-a întins pe o distanță de 500 de kilometri. Офигеть. Вот это мы попали. Din cauza căderii de cenușă și a lapoviței, două localități din regiunea Ust-Kamchatski au rămas fără electricitate. Ulterior, clădirile publice au fost nevoite să treacă la alimentarea din surse de rezervă. Restabilirea energiei electrice a acestor așezări va fi posibilă doar după ce se termine căderea cenușii. Apoi, specialiștii vor curăța izolatoarele liniilor electrice din sat și ale posturilor de transformare. Din cauza schimbării direcției vântului, autoritățile nu exclud să existe căderi de cenușă și în alte zone aflate la peste 400 de kilometri din regiunea în care erupe vulcanul și Veluci. Vremea nefavorabilă face ca supravegherea video a vulcanului să fie tot mai dificilă. Cu toate acestea, conform calculelor, înălțimea norului de cenușă a fost de 15 km. Pe o rază de câțiva zeci de kilometri de vulcan, cerul a fost acoperit cu un nor negru. Ca urmare a câmpului electrostatic din norul de cenușă, se aud permanent zgomote puternice asemenea unor bubuituri. Autoritățile nu au ezitat să închidă școlile și instituțiile sociale. Totodată, din cauza vizibilității slabe, un drum din zonă a fost și el închis. La fața locului s-a deplasat un grup de oameni de știință de la Institutul de Vulcanologie și Seismologie al filialei din Orientul Îndepărtat al Academiei de Științe din Rusia. Sarcina lor este să clarifice parametrii erupției pentru siguranța populației din regiunea Ust-Kamchatski. Deși erupția vulcanului a atins stadiul maxim, se va încerca studierea craterului pentru a vedea dacă va exista o a doua erupție. Totodată, erupția vulcanică a primit cel mai mare grad de avertisment pentru aviație, codul roșu. Erupția vulcanului și Veluci a fost prezisă de oamenii de știință ai institutului cu câteva luni înainte. Căderea de cenușă din satul Kliuchi din Kamchatka a devenit cea mai puternică din ultimii 60 de ani, grosimea stratului de cenușă vulcanică ajungând la 8,5 cm în 4 ore. Ultima cădere semnificativă de acest fel a fost înregistrată în 1964. Și Veluci e unul din cei mai mari vulcani din Kamchatka, iar vârsta lui este estimată la 60-70 de mii de ani. Дорога Ключи-Усть-Камчатск.